Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural al lunii iunie, în cadrul căreia au fost discutate trei puncte importante de pe ordinea de zi, printre care siguranța comercializării jucăriilor, cât și premierea celor mai buni sportivi. Ședințele prefecturale au ca scop armonizarea activității serviciilor publice din județul Mehedinți. Astfel, în cadrul ședinței de Colegiul Prefectural al lunii iunie, au fost discutate trei subiecte importante, printre care și siguranța comercializării jucăriilor prezentate de către ANPC. Astfel, în conformitate cu programul național privind tematicile de control asigurate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. În perioada 8 mai-26 mai 2023, CJPC Mehedinți a desfășurat acțiuni de control în legătură cu modul de respectare a prevederilor legale privind siguranța jucăriilor, inclusiv la comerțul online, analizând propunerile site-urilor de prezentare și publicitate. Acțiunea de control a avut ca scop și depistarea de jucării periculoase care nu respectă cerințele esențiale de siguranță și transmiterea de notificări în sistemul RAPEX, sistem care funcționează în interiorul Uniunii Europene. Au fost controlați astfel 28 de operatori economici, au fost aplicate 35 de sancțiuni, dintre acestea 3 avertismente și 32 de amenzi în valoare de 238.500 lei și au fost retrase de pe piață produse jucării în valoare de 91.018 lei. De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate competențele sportivilor din județul Mehedinți de către Direcția Județeană de Sport Mehedinți. În primul rând sunt pe primele locuri, au ocupat CSN Orșova și CSS Orșova la canotaj, dar și sportivii de la CSM Drobeta. Premiile nu au fost date pentru că v-am spus că nu am avut bani de premiere, dar ca și rezultate, aici pe primul loc a fost Nedelcă Iulia Valentina la canotaj. Are o medalie de aur la campionatele mondiale pentru juniori, medalie de aur la campionatele europene pentru juniori, medalie de aur la campionatul balcanic pentru juniori și campionatele naționale pentru juniori. În vederea asigurării necesarului de servicii medicale, medicamente, unele materiale sanitare și de dispozitive medicale pentru asigurați și beneficiari de pachet minimal de servicii medicale, precum și pentru asigurarea continuității acordării acestora de către furnizori, Casa de Asigurări de Sănătate a județului Mehedinți a întreprins toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor atribuții. La data de 30.6, pe segmentul de medicină de familie, aveam 120 de contracte, din care 66 de cabinete medicale își desfășoară activitatea în mediul urban și 34 de cabinete medicale își desfășoară activitatea în mediul rural. De asemenea, în conformitate cu prevederile legii 263/2004, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, are contracte și pentru asigurarea serviciilor de urgență prin centrele de permanență, care sunt organizate în Drobeta, Turnul Severin, Vânjumare, Strehaia și Jiana. Pentru perioada de 1 iulie 31 decembrie au solicitat aceiași furnizori 120 de cabinete medicale să intre în contract cu noi. Nu avem niciun furnizor nou. Pentru servicii de ambulatoriu de specialitate, la 30.6 aveam 33 de contracte și au mai depus solicitări de a intra în contract cu noi încă 2 furnizori noi. Am prezentat mai jos un tabel cu furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu de specialitate pentru informare, care sunt și vor fi în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate pe fiecare specialitate medicală. Buna colaborare dintre instituții este necesară, totul pentru a avea o societate prosperă.